După cum probabil a aflat toată lumea, n-a fost un weekend prea bun. Sâmbătă seară, un incendiu puternic a cuprins secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț. 10 pacienți de COVID și-au pierdut viața. Alți 6 sunt în stare foarte gravă. Printre ei se află și medicul de gardă, care în seara respectivă a încercat să salveze pacienții din incendiu. Numele lui este Cătălin Denciu. A fost transferat în Belgia pentru a primi îngrijiri medicale. Știm că are arsuri peste jumătate din suprafața corpului. Colega noastră, Andreea Petrescu, este în direct, colega noastră de la Observator, în direct acum de la Piatra Neamț și ne dă mai multe detalii despre starea lui Cătălin Denciu, medicului Cătălin Denciu și a celorlalți 6 pacienți. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Așa cum spuneai și tu, medicul Cătălin Denciu a fost transferat la o clinică în Belgia. El urmează să fie tratat acolo la un spital militar în sectorul de Mare Arș. A fost o decizie care a fost luată de autoritățile de aici din România pentru ca medicul să primească cele mai bune tratamente. Autoritățile din România au discutat aseară cu reprezentanții clinicii și spuneau că medicul este în stare stabilă, că nu i-au fost afectate căile respiratorii și este acolo internat pentru a primi tratament. De altfel, premierul României făcea aseară apel către toată presa de aici, din România, să nu mai sune la clinica din Belgia, pentru că îi deranjează pe medicii de acolo să nu mai sune și să ceară informații despre starea de sănătate a medicului, pentru că atunci când vor exista aceste informații, le vom primi negreșit de la premierul României. De altfel, mai sunt încă 6 persoane care au fost transferate de aici, de la spitalul din Piatra Neamț. Vorbim despre bolnavi care erau internați în secția de anestezie și terapie intensivă într-un salon alăturat celui unde a avut loc incendiul. Acești bolnavi au fost transferați în cursul nopții de sâmbătă spre duminică la spitalul modular din Lețcani pentru a fi internați acolo, pentru că aici, practic, după incendiul respectiv, secția de ATI nu mai putea fi folosită. Se încearcă reorganizarea aici. Fusese încă de duminică dimineață organizat un sector de ATI în unitate de primire urgență cu 2 paturi, astfel încât bolnavii care vin și au nevoie de tratament de terapie intensivă să-l poată primi aici la spitalul din Piatra Neamț. Așadar, medicul în Belgia primește tratament acolo, iar ceilalți 6 pacienți sunt internați la Iași. Andreea, spune-mi, te rog, știu că procurorii anchetează cauzele acestui incendiu. Spune-mi dacă se știu deja care au fost cauzele pentru sâmbătă seara. Într-adevăr, ieri o armată întreagă de procurori, criminaliști, dar și specialiști veniți de la Petroșani au făcut o anchetă, o cercetare la fața locului acolo, în salonul de terapie intensivă unde a avut loc incendiu. Aceștia au venit pentru a ridica probe de la fața locului și pentru a-și da seama exact de unde a pornit, dar și în ce condiții s-a extins acest incendiu, care se pare că a fost urmat și de o explozie. Au, bineînțeles, mai multe piste. Anchetatorii ne-au anunțat deja că au identificat cu exactitate locul de unde a pornit focul. Se pare că este vorba fie despre un injectomat, acel aparat care dă automat medicația bolnavilor, fie de la o priză. Vorbim cel mai probabil de un scurt circuit acolo, care a produs acest incendiu și care ulterior s-a extins la tot salonul de terapie intensivă. Vă arată colegul meu în imagine acum altarul care s-a format de duminică dimineață până astăzi aici în fața spitalului. Au venit oameni care au cunoscut pe cei care au murit sau pur și simplu simpli cetățeni de aici din Piatra Neamț care au fost impresionați de dramele familiilor acestor persoane și au transformat, iată, intrarea în spitalul județean de aici, de la Piatra Neamț, într-un altar. Au fost și ceva proteste ieri aici în Piatra Neamț, dar și în alte orașe din România, pentru că inevitabil foarte mulți dintre români au asociat tragicul eveniment care s-a întâmplat aici la spitalul de la Piatra Neamț cu incendiul de la maternitatea Giulești, dar și cu cel care a avut loc la colectiv. Mulțumim frumos, Andreea. A fost în direct cu noi de la Piatra Neamț, colega noastră de la Observator, Andreea Petrescu, și pe măsură ce mai aflăm informații, cu siguranță vi le vom spune și dumneavoastră. Haideți să vedem!